Nu înseamnă că dacă nu strec amendamentele, n-ai făcut un lucru pentru județul ăla. Scoaterea în evidență și insistarea asupra faptului că Bacău are niște priorități este un câștig. Insistența duce până la urmă la realizare. Și vă spun astăzi, amendamentele de anul trecut, o să le verificați și să vedeți care sunt. Și uite, mi-a scăpat un amendament, noroc că m-ați întrebat. Am avut amendament pe DN11, dacă vă amintiți, Bacău-Brașov. Deși nu mi-a trecut amendamentul, nu era prinsă în bugetul anului 2018, insistența noastră a făcut ca să fie executate lucrări în anul 2018 pe DN11, pe tronsonul Bacău-Onești. Și un alt exemplu, chiar dacă n-au vrut să voteze un amendament al Partidului Național Liberal, că nu dădea foarte bine, insistența pe importanța acestui obiectiv a dat roade că au fost executate lucrări. Nu, este drum național. Drum național. DN11 este drum național. Nu puteau să fie făcute din banii Consiliului Județean. Podul de la Onești. Vă amintiți cât am insistat inclusiv pe interpelări în Parlamentul României pentru repararea lui, chiar înainte ca acel tronson să cadă. Se execută lucrări pe el, chiar începând, scos la licitație anul trecut. Una neprins în bugetul anului trecut, neaprobat amendament, însă presiunea exercitată și mediatizarea lui, care înseamnă inclusiv presiune publică din partea locuitorilor județului Bacău, este foarte importantă. Am avut lucrări pe executarea de lucrări pe Trotuș, s-au executat lucrări în zona Agăș anul trecut.